Noi, ca și ființe umane, suntem creaturi emoționale. Emoția face parte din viața noastră și avem nevoie să simțim în interior. Și datorită acestui fapt, atunci când simțim emoția, uneori spunem că simțim că trăim. Însă sunt anumite cazuri particulare în care pur și simplu nu mai simțim aceste emoții și acest lucru poate să devină problematic. Și astăzi am să spun de ce. Te salut, sunt Cornel Gabriel Pasăre, sunt psihoterapeut și povestitor și astăzi discutăm despre un detaliu extrem de interesant, extrem de fin atunci când povestim despre emoție și despre acele situații particulare în care nu mai simțim emoțiile. Cu toate că, așa după cum spuneam, noi trăim prin emoții, fiind ființe emoționale. Acum, există o nuanță pe care nu o să o dezvolt de această dată, ci undeva într-un clip viitor. O nuanță care are legătură cu structurile de personalitate. Pentru că anumite structuri de personalitate sunt predispuse în mod natural a avea o viață emoțională mai bogată, iar alte structuri de personalitate au o viață un pic mai săracă în emoție. Asta nu înseamnă că este ceva rău sau pur și simplu sunt structuri de personalitate diferite și negociază realitatea în moduri particulare. Însă nu despre asta discutăm astăzi. Astăzi discutăm despre un motiv extrem de important pentru care de foarte multe ori noi nu simțim emoția pe care suntem programați sau ne-o dorim. Suntem programați să o trăim și pe care ne-o dorim în mod natural. Iar acest motiv este unul foarte simplu. Se numește anestezie emoțională. Pur și simplu ne anesteziem emoțiile. De ce? Pentru că la un moment dat în viață am făcut o analogie, o ancoră între o situație emoțională tensionată și prezența emoțiilor. Și atunci evităm orice situație tensionată din punct de vedere emoțional pentru a nu intra din nou în starea de suferință. Am făcut o asociere distructivă între un anumit tip de eveniment particular și o anumită emoție. Să spunem o emoție distructivă. Undeva în viitor o să discutăm mai mult despre emoții și o să vedeți că nu există emoții pozitive sau negative, ci dacă vreți un soi de distanțare între ele, o să discutăm despre emoții constructive și emoții distructive în acord cu rezultanta lor. Da, asta este undeva în viitor. Deci, s-a întâmplat undeva în experiența noastră de viață să ne confruntăm cu o situație care a generat o emoție foarte puternică, o emoție distructivă, așa cum spuneam. Și atunci începem să intrăm în starea de evitare sau, dacă nu putem să evităm acele emoții, intrăm într-o stare de deconectare din lumea interioară, o stare de anestezie emoțională. Și cu toate astea ne dorim acele emoții și ne învârtim într-o buclă internă care întotdeauna generează o stare de conflict, pentru că ne dorim emoțiile pe de o parte, pe de altă parte le evităm. Deci este atât de important să înțelegem această mișcare internă, să înțelegem că suntem ființe emoționale, că avem nevoie de o viață emoțională pentru că ne hrănim într-un anumit fel cu aceste emoții, în special cu anumite emoții pe care le considerăm dezirabile și pe care le, într-un anumit fel, uneori poate chiar le vânăm. Suntem așadar ființe emoționale, căutăm aceste emoții, însă uneori fugim de emoții și împărțim emoțiile în emoții bune și emoții mai puțin bune, sau emoții pozitive și emoții negative. Dorim să cultivăm sau să ne conectăm cu emoțiile pozitive și să stăm, dacă se poate, cât mai departe de emoțiile negative. Însă acest lucru nu este posibil și dinamica și mecanica vieții nu este de așa natură construită încât să ne conectăm doar cu emoțiile constructive sau, între ghilimele, negative, așa cum am făcut nuanța ceva mai devreme. Și în această stare de evitare ne anesteziem. Această anestezie poate să fie o anestezie mentală, pur și simplu la nivel mental ne blocăm emoțiile
și o să facem o mică nuanță să vedeți ce interesant este, sau unele persoane pot să facă acest lucru cu substanțe chimice care asta fac sau pentru astea sunt concepute. Pentru că uneori, într-adevăr, temperatura emoțională crește foarte mult și avem nevoie să scădem această temperatură și nu se poate cu ajutorul intenției sau cu ajutorul voinței sau cu ajutorul mentalului și în unele situații înțeleg că unele persoane folosesc aceste soluții. Însă mai este o nuanță extrem de importantă. Uneori ne anesteziem emoțiile datorită faptului că vrem să dovedim că suntem puternici. În special bărbații fac acest lucru. Adică în interior este un vulcan emoțional care vrea să se ventileze, iar persoana, fie că s-a antrenat, fie că a descoperit cum poate să facă acest lucru, controlează între ghilimele aceste emoții, de fapt le reprimă. Și în interior este această furtună emoțională, această energie care vrea să fie ventilată, care vrea să se elibereze, însă persoana știe cum, a descoperit cum, să controleze între ghilimele aceste emoții. Însă emoțiile nu au nevoie să fie controlate. Emoțiile au nevoie să fie trăite în mod echilibrat. Vom discuta mai pe îndelete despre acest lucru în clipurile viitoare, când vom discuta despre mecanica gândurilor și a emoțiilor. Însă ceea ce vreau să spun azi este un lucru foarte simplu. Ești o ființă emoțională. Dă-ți voie să simți, dă-ți voie să te bucuri de această mișcare internă a energiei, pentru că emoția face parte din experiența umană. Dacă undeva în trecut s-au întâmplat sau au avut loc variate evenimente care într-un fel sau altul te-au afectat și ți-au blocat emoția, este ok să găsești un instrument sau un proces cu ajutorul căruia să te conectezi în lumea interioară, să te conectezi cu emoțiile și să le lași să fie. A controla emoțiile nu este o strategie. A le înțelege mesajul, a le înțelege sensul și a le trăi în mod sănătos și echilibrat este o cale mult mai înțeleaptă. Toate că înțeleg că acest lucru în anumite situații particulare este destul de dificil. Pe de o parte, pe de altă parte, acum există suficient de multe resurse, suficient de multe informații, suficient de multe instrumente pentru integrarea emoțională. Iar dacă simți că vrei să trăiești la nivel emoțional și din variate motive nu o poți face, ține minte că undeva în interior este un mic blocaj emoțional. Poate să fie un blocaj mic sau un blocaj mai mare. Undeva în interior ți-ai pus o carapace pentru a te proteja. Însă noi nu ne putem proteja de viață. Nu suntem aici pentru a ne proteja de viață, ci a ne pune în fluviul vieții, în flow, într-o stare de fluiditate, să fim aliniați în lumea interioară și în lumea exterioară. Și această aliniere sau lipsă de aliniere în anumite situații include și prezența emoțiilor. Ceea ce îți doresc este să navigi în această viață cu mintea deschisă, cu emoțiile îmbrățișate și acceptate, cu fluiditate, cu bucurie și cu curiozitate. Să-ți fie bine!